Laptopul face parte din gama Lenovo Legion 5 Pro, echipat cu Intel Core i7-12700H din generația 12-a de procesoare de gaming Intel. Cum probabil știți deja, procesorul este cea mai importantă componentă a unui sistem de gaming. Este esențial să ai unul care să facă față cu brio celor mai solicitante sarcini și jocuri. Intel Core i7-12700H asigură o performanță extraordinară, de care se poate bucura orice gamer. Iată care sunt cele mai importante caracteristici ale procesoarelor Intel din a 12-a generație Alder Lake. Noul design inovator Intel pentru procesoarele Intel Core din generația 12 reunește două tipuri de nuclee specializate, P-Cores și E-Cores, și noi tehnologii pentru a oferi performanțe la un alt nivel. Se adaptează ușor la modul în care lucrezi sau te joci. Când lucrezi, îți oferă o experiență fluidă, chiar și atunci când accesezi aplicații solicitante, iar când te joci, procesorul împiedică sarcinile de fundal să întrerupă nucleele. Performance Core, P-Cores, se numără printre cele mai performante nuclee de procesor construite de Intel, acestea fiind nuclee concepute pentru viteză, păstrând în același timp eficiența, optimizate pentru performanță cu latență redusă și sarcini de lucru AI, capabile de hyper-threading sau de a rula două fire de execuție software simultan. Efficient Cores, E-Cores, sunt mai mici din punct de vedere fizic, cu mai multe nuclee E care se potrivesc în spațiul fizic ocupat de un nucleu P. Optimizat pentru performanța multicore per watt, oferim performanță scalabilă și descărcare eficientă a sarcinilor de fundal, capabil să ruleze un singur thread de software. Pentru ca cele două tipuri de nuclee să funcționeze perfect cu sistemul de operare, Intel a inclus Intel Thread Director. Ce este Intel Thread Director? Este o soluție hardware pentru programarea optimă a sarcinilor, concepută pentru a ajuta nucleele P și E să lucreze împreună. Se adaptează la diferite sarcini de lucru și condiții, cum ar fi temperatura și puterea. Astfel, Intel Core i7-12700H are 6 P-Cores și 8 E-Cores, 20 thread-uri și atinge o frecvență turbo de până la 4,7 GHz. Asigură experiență de gaming similară cu aceea unui desktop într-o carcasă mult mai mică. Intel Wi-Fi 6 permite viteze de aproape 3 ori mai rapide decât Wi-Fi 5. Latență scăzută cu până la 75% mai mică este cheia pentru experiențe fără întreruperi în aplicații în timp real, cum ar fi videoconferința și jocurile. Cu ajutorul Thunderbolt 4 poți conecta laptopul la alimentare și la accesorii folosind un singur cablu și te poți bucura de viteză mare de transfer și securitatea datelor. Trecând la partea de conectivitate, poți observa că laptopul dispune de un port Thunderbolt 4, 3 USB-uri 3.2, 2 USB-uri 3.2 Type-C, output de microfon, un HDMI și un conector de internet RJ45. Cred că te-am convins cât de puternic este acest laptop, dar să-ți povestesc puțin și despre răcirea lui. Cu o structură extinsă cu 5 țevi de răcire, Legion 5 Pro dispune de un sistem de ventilatoare cu 140% mai puternic, cu palete de ventilator cu 40% mai subțiri decât modelul anterior. Sistemul termic Legion ColdFront 4.0 vă oferă 3 moduri de a controla temperaturile CPU și GPU și de a reduce zgomotul generat de ventilator. Și cu un bloc de transfer termic din cupru pentru CPU, acest laptop este rapid și silențios, ce păstrează o temperatură optimă. Hai să testez câteva jocuri pentru a vedea exact ce rezultate putem obține cu acest laptop. De menționat faptul că toate jocurile vor fi testate la rezoluție Full HD cu setări grafice medii. Rezultatele obținute au fost 325 FPS-uri în CSGO, 5 FPS-uri în PUBG. Laptopul face parte din platforma Lenovo Legion 5 Pro, echipat cu procesor Intel Core i7-12700H de-a 12-a generație și placă video Nvidia GeForce RTX 3060. Vreau să mai menționez faptul că performanțele produselor din această platformă pot varia în funcție de memoria RAM, dacă produsul are stocare SSD sau HDD, și în funcție de placa video cu care vine echipat laptopul. Acum e momentul să te bucuri de o altă experiență de gaming cu laptopul Lenovo Legion 5 Pro.